Ediția cu numărul 8 a Festivalului Comunităților de pe Valea Mureșului Superior este acum la start. De astăzi și până duminică, mii de mureșeni sunt așteptați pe platoul La Alei de la Răstolița pentru a se bucura de produsele tradiționale, mâncărurile specifice zonei și spectacole programate la scena mare. Nu va lipsi nici în acest an satul alegoric, în care toate comunele din zonă își prezintă specificul. Pentru a atrage cât mai mult public, pe lângă formațiile de dansuri populare și soliștii care vor evolua pe scenă, organizatorii au invitat nume sonore ale muzicii românești. Astfel, în această seară, capul de afiș este Direcția 5, însă mai urcă pe scenă 112 și Dumitru Fărcaș. Sâmbătă se pot urmări recitaluri Florin Vos, Doru Pop și invitații Gheorghe Zanfir și orchestra, Diana Lucaci, Mircea Baniciu, Boschito și Ovidiu Lipan Țăndărică. Un foc de artificii este programat tot pe sâmbătă, iar duminică vor fi în recital Ciprian Istrate și orchestra, Trio Boi, Nicolae Furduiancu, trupele Boitorian, Antract și Compact. Prezentatorul spectacolului este Văru Săndel.